Te întrebi dacă nu cumva ai deficit de magneziu? Rămâi aici pe canal Superfit ca să afli cum se manifestă deficitul de magneziu și cum poți să-l previi și să-l tratezi. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip îți voi spune care sunt cele mai bune surse alimentare de magneziu, astfel încât să nu mai existe riscul să faci un deficit de magneziu. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Al patrulea cel mai abundent mineral în corpul uman, după calciu, potasiu și sodiu, magneziu contribuie la numeroase reacții biochimice din organism. Ajută la menținerea structurii dinților și oaselor, la reglarea glicemiei, a tensiunii arteriale și a funcțiilor musculare și nervoase. Magneziul se găsește într-o varietate de alimente sau poate fi consumat sub formă de supliment. Dar care este doza zilnică recomandată? Ei bine, bărbații ar trebui să consume zilnic în jur de 400 de mg de magneziu, iar femeile în jur de 300 de mg. În timpul sarcinii, doza recomandată este de circa 350 mg pe zi. Foarte multe persoane nu își asigură necesarul zilnic de magneziu, însă corpul se adaptează și poate menține un nivel adecvat, limitând cantitatea excretată în urină și absorbind mai mult magneziu în intestin. Deficitul de magneziu și simptomele asociate apar de obicei din cauza unei alimentații sărace în acest nutrient pe termen lung, a absorției deficitare sau a pierderilor mari din organism. Pe termen lung, deficitul poate avea efecte adverse asupra densității osoase, a funcțiilor creierului, nervilor, mușchilor și a sistemului digestiv. La tineri, lipsa de magneziu poate împiedica dezvoltarea normală a oaselor. Magneziu contribuie la metabolizarea vitaminei D, astfel că persoanele cu niveluri optime de magneziu necesită mai puțină suplimentare cu vitamina D pentru a atinge niveluri suficiente ale acesteia și a preveni osteoporoza. Patologiile asociate cu deficitul de magneziu sunt foarte diverse și includ boli cardiovasculare, afectarea rinichilor și ficatului, infecții bacteriene recurente, osteoporoză, hipertensiune, slăbiciune musculară, migrene, carii dentare. Hai să vedem care sunt factorii de risc pentru deficitul de magneziu. Alimentația constant săracă în magneziu. Bolile care împiedică absorpția normală de magneziu, cum ar fi boala Crohn sau boala celiacă. Consumul excesiv de alcool pe termen lung. Sarcina și alăptarea. Diabetul zaharat de tip 2. Vârsta înaintată. Anumite medicamente, cum ar fi diuretice, antibiotice, bifosfonați. În funcție de gravitate, simptomele deficitului de magneziu pot fi mai ușoare sau mai severe. Acestea sunt oboseală, slăbiciune, lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături, amorțeală sau furnicături, crampe musculare, convulsii, aritmii. În general, persoanele sănătoase își pot asigura doza necesară de magneziu din alimentație. Rămâi aici ca să afli care sunt alimentele cele mai bogate în magneziu, apoi vei afla opinia mea despre suplimentele nutritive ce conțin magneziu. Așadar, iată care sunt cele mai bune surse de magneziu. Nuci și semințe, cum ar fi migdale, arahide, caju, semințe de dovleac, fasole, soia, spanac gătit, cartofi albi în coajă, orez brun, fulgi de ovăz, somon, carne de vită și pui, banane, stafide, ciocolata neagră, laptele și iaurtul. Deși suplimentele alimentare cu magneziu sunt foarte accesibile, nu înseamnă că trebuie să le iei ca pe bomboane, fără să te consulți înainte cu un medic. Apelând la un specialist, vei afla în primul rând dacă suplimentul îți este într-adevăr necesar, iar în al doilea rând te vei asigura că nu interacționează cu alte medicamente pe care le iei, dacă este cazul. Suplimentele cu magneziu sunt disponibile în multe forme, pastile, pulbere, lichid și în formule diverse, printre care oxid de magneziu, citrat de magneziu, clorură de magneziu, gluconat de magneziu, fiecare având întrebuințări și grade diferite de absorpție. Deficitul sever de magneziu poate necesita perfuzie intravenoasă, proces efectuat sub supraveghere medicală. În doze mari, suplimentele de magneziu pot produce diaree sau greață. Acest lucru nu se întâmplă în cazul unui consum ridicat de magneziu din surse alimentare, deoarece rinichii vor elimina excesul prin urină. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!